Mă numesc Aura Giurcă, sunt director la filiala județeană de Cruce Roșie Cărăraș. Domnul Pandrea este președintele Cruce Roșii Cărăraș. V-am invitat astăzi pentru că vrem să lansăm un proiect. Demarăm proiectul Donează Sânge Viață pentru Călăraș. În parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș și cu Centrul de Transfuzii Sanguine, încercăm să aducem cât mai mulți donatori pentru a nu mai fi nevoie de sânge în spital, pentru a avea sânge din toate grupele sanguine. Știu că probleme la Centrul de Transfuzii Sanguine sunt foarte multe și tocmai de aceea noi am avut sponsori care ne-au ajutat să facem rost de să cumpărăm alimente și apă pentru a da donatorilor înainte și după donare. În 2 sau 3 zile vom avea un cântar și de masă și pentru greutatea corporală și pe care îl vom dona Centrului de Transfuzii Sanguine din partea noastră. Tot proiectul ăsta a pornit de la o idee, ideea Cătălinei Creangă, este voluntar la Crucea Roșie de vreo 4 ani și este studentă anul 2 la medicină la Cluj, împreună cu Rodica Iorga, colega și prietena ei și de asemenea voluntară noastră. Ele au fost cele care au ținut cursul de fundraising pentru Crucea Roșie și pentru voluntarii noștri care au mers să caute fonduri. Ele au organizat toată activitatea și astăzi dimineața la ora 8 ele au început. Doamna Trifu de la primărie, dacă dorește să ne spună ceva? Eu mai știu ce. Bună ziua! În afară de faptul că consider această campanie ca fiind foarte binevenită, nu numai în municipiul nostru, ci exemplul ei ar trebui preluat în toate localitățile din țară, având în vedere că este o problemă generală aceea lipsei de sânge pentru intervențiile care se fac în unitățile medicale, aș dori să implicăm atât Crucea Roșie cât și populația municipiului Călăraș și în alte acțiuni care, tot pe fondul acestei campanii, dar nelimitându-se doar la aceasta, să aducă tot sprijinul și să contribuie fiecare atât în planul, atât în zona persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice, a instituțiilor, în a asigura tot sprijinul de care este nevoie pentru ca o astfel de campanie să-și atingă scopul. Intenționăm ca tot în această perioadă de desfășurare a prezentei campanii să adresăm un apel, să lansăm un apel către populația Călărașului de a dona sume de bani mai mici, mai mari, așa cum este la îndemâna fiecăruia, astfel încât să poate fi achiziționat un mijloc de transport pentru care să fie pus la dispoziția centrului de transfuzii, precum și altor echipamente de care este strictă nevoie pentru ca acest centru să poată funcționa în condiții normale. Doresc succes campaniei și sperăm că un număr cât mai mare și din ce în ce mai mare de călărășeni vor acorda tot sprijinul de care e nevoie. Voluntarii noștri vor fi prezenți zilnic, începând cu ora 8 până la ora 16 la Centrul de Transfuzii Sanguine, câte 4 în fiecare zi. Restul 6 voluntari, deci sunt 10, da, pentru că sunt începători și sunt multe formalități de îndeplinit aici. Încă 6 voluntari vor merge zilnic pe traseu și vor împărți pliante, vor pune postele prin instituțiile publice și private. Vor încerca să facă populația să înțeleagă că au și beneficii, deci nu doar dai sânge, pur și simplu primești niște bonuri, primești zi liberă de la serviciu sau de la școală, ți se decontează transportul. Sunt anumite beneficii și de asta suntem noi aici, ca să spunem cât mai multe. Cu ajutorul prefecturii sunt convinsă că domnul prefect ne va ajuta să extindem campania în tot județul Călăraș, pentru că deocamdată nu putem decât pe municipiu, dar o să apelăm și la bunăvoința subfilialelor pe care le avem în teritoriu, în județ. Și cred că proiectul va prinde și în alte localități. Ar trebui în toate localitățile județului, nu numai în Călăraș, pentru că până la urmă județul are 55 de localități. E adevărat că municipiul Călăraș e destul de mare, dar reprezintă cam, nu știu, undeva la 20% poate
din toată populația județului. Și cred că, așa cum spunea și Aura, și domnul prefect ne poate ajuta, și eu o să încerc prin Asociația Comunelor să facem o campanie în toate comunele și cred că ar trebui să, prin intermediul Direcției de Sănătate Publică, acolo unde au asistenți medicali comunitari, ar putea să facă o bună campanie acolo și, așa cum am promis mai devreme, o să mă îngrijesc să avem mai multe pliante și să dăm chiar și în comune. Nu foarte multe, dar și acolo, dacă dăm 50 de pliante, este imposibil să nu găsim 10 donatori. 10 donatori în fiecare comună ar însemna 500 de donatori, cel puțin. Ceea ce zic eu că nu e puțin lucru. Sigur că, cu asemenea voluntari, garantat, avem succes. Poate și noi la comună ar trebui să ne găsim 1, 2, 3, 4 voluntari, nu așa mulți ca aici, care să susțină în continuu, totuși, activitatea aceasta de Cruce Roșie întâi și, mă rog, de donare, pentru că donare de sânge. De sânge e mereu nevoie și e nevoie de sânge proaspăt, așa cum spuneam eu, nu? Sângele vostru, la tine, pe al nostru, poate s-a mai stricat așa, eu știu. Da? Deci, sigur, sigur, vom avea succes cu asemenea echipă și mai ales cu, nu, viitor medic, da? Da, sunt viitori mulți aici medici. Mulți viitori medici. Medicină, da. Poate, dacă vă hotărâți și terminați medicina, vă hotărâți și să rămâneți în Călăraș. Da. Ca să nu mai avem medici din altă parte, da? Poate vă leagă ceva, eu știu, amintirile astea frumoase de acum, tot felul de acțiuni organizate prin intermediul Crucii Roșii, poate vă determină când veți ajunge medici să veniți chiar în Călăraș și să rămâneți în Călăraș, nu să faceți doar tajul. Da? Da. Domnul prefect este donator, da? Deja cunoscut și recunoscut și a mai donat atunci în campaniile noastre. Mai sunt persoane care vin și apelează la noi pentru sânge din diverse grupe. Și domnul prefect a fost de fiecare dată, dacă vreți să ne spuneți ceva cuvinte. Sigur, spune câteva. Bună ziua tuturor! Ținuta mea este una mai lejeră, doar pentru că mă bucur de primele zile de concediu din anul trecut. Ca tare, mă bucur și eu de frumoasele zile. Am primit invitația Aurei și am zis cu siguranță să merită să aloc câteva minute bune colegilor și prietenilor care, am spus eu la un moment dat, aleg să arate că le pasă. O campanie binevenită, un moment binevenit și îmi doresc să continui. De ce acest lucru? Pentru că îmi place să cred că fiecare moment al dumneavoastră, în primul rând, al nostru, va face să dezvoltăm un pic și o cultură. O cultură a donatorului. O cultură a celor care vibrează împreună și înțeleg să ajute un alt prieten al nostru, seamănă al nostru, fără neapărat să iasă în față să spună eu am donat, eu am făcut momentul. Ajutorul anonim, așa cum este el, așa cum îl înțelegem noi, face frumos și mirific tot acest lucru. Este important să știm să donăm în momentele potrivite și să dezvoltăm o cultură în acest sens. Cu siguranță, cu ajutorul dumneavoastră, putem dezvolta această rețea și în celelalte comune ale județului. Cu siguranță se va pune problema cealaltă a spațiilor în care poate fi donat sânge, pentru că nu toate comunele beneficiază, să spunem, de, din câte știu eu, niciuna, atât, după care să se pună o presiune, să spunem așa, asupra autorităților, de a se deconta drumul și celelalte lucruri. Dar măcar să-i avem pe donatori, măcar să dezvoltăm această cultură, măcar să ne ajutăm, așa cum am spus, oameni aflați în nevoi și o nevoie deosebită, atârnă viața de un firicel și nici nu știm cât de mult bine putem face
la un moment. Asta mi-aș dori ca să rămână în inimile și în sufletele noastre. Un strop de sânge putem face extraordinar de mult și nu neapărat să fim, cum să spun, persoana care am donat să fie recunoscătoare. Nu, în niciun caz. Dar faptul că la un moment dat ai susținut o viață ne face pe toți mai bogați, mai frumoși, mai deschiși și se pot lega foarte multe prieteni, așa cum și voi o faceți. Mi-aș dori, acum o întărât pe prietena mea, Aura, să putem face astfel de evenimente și umblând un pic la frumos. Poate, eu știu, în localități, da, asta rămâne pentru o dată, că așa vă spun, vouă și Aura nu se mai pe ce transmite. Cu siguranță am în minte niște lucruri frumoase. Cu siguranță am fost alături de voluntari ai Crucii Roșii, ori de câte ori mi-a fost lansată invitația. Mi-am rupt din programul meu, am venit la Aura, am venit aici, cred eu cu discreție, pentru a nu face din eveniment un eveniment public, dar pentru că și eu am conștientizat, alături de alți colegi ai mei, alți colegi ai noștri, ceea ce putem face. Vă doresc tuturor să aveți momente deosebite, cu siguranță alături de Crucea Roșie. Și să iasă campania așa cum ne-o dorim cu toți. Că nu întâmplător astăzi suntem aici. Alături de noi este și doamna Ginghină, doamna Violo, care conduce această instituție. Și sunt convinsă că vrea să ne spună multe, multe. Și domnul contabil are de spus o grămadă de lucruri. Mai mult decât s-a spus, nu mai avem decât că așteptăm rezultatele acestei etape și o eventuală comunicare permanentă. Pentru că, de exemplu, frații noștri de peste Prut, 60% colectează, vorbeam cu doamna de la Crucea Roșie, 60% din Crucea Roșie. Deci aduce Crucea Roșie 60% din totalul cantității de sânge disponibil. Vă dați seama ce activitate fructuoasă au. Dar asta înseamnă și mașini, deci au mașini la dispoziție, au medic personal. Asta înseamnă voluntari majori. Da, nu sunt voluntari la Apolul Crucea Roșie, deja devine instituționalizat. Dar noi sperăm să vedem comunica în aceasta ce rol are și, într-adevăr, populația cunoscătoare de ce înseamnă donare, de beneficii, de act umanitar, de, eu știu, și de acest spor pe care îl primesc, de acest bonus, de această bonificare pe care o primesc și ca faptă, pentru că, într-adevăr, toți avem nevoie și nu știm când avem nevoie de cantitate de sânge. În teritoriu ar fi foarte bine, noi am mai făcut lucruri de acestea, aduceam când aveam mașina în stare bună, și, dar lipseam de aici, adică nu era tocmai o creștere, lipseam de aici și mergeam, făceam și ambulator, vin neașteptat. Neașteptat, au auzit doar că se donează și veneau neașteptat de mulți. Înțelegeți, se anunțau de la gard la gard, se anunțau unii de alții și ne trezeam că era deja ora 2 și tot vreau să donez. Sperăm, ne dorim succes, vă dorim succes și sperăm să vedem rezultate. Cu siguranță împreună putem face acest lucru, poate și cu ajutorul altora să mărim și valoarea acelor tichete. Și de ce nu? Poate în timp, având în vedere că este vital să avem și această cultură, poate vă puteți bucura și de un alt spațiu, pentru că la un moment dat am fost criticat, să spunem așa, pentru spațiu în care se desfășoară această activitate. Și se pot face lucruri din ce în ce mai bine. Că nu știm ce se dorește a se organiza. Se vor face niște platforme, nu știm cum va fi, platforme de transfuzie și nu știm cum
cum ar fi, dar ca să dublăm, de exemplu, numărul de donatori, asta facem față. Deci un 20, un 15 am face față, dar asta înseamnă și aparatură,